Salutare, Renati! Astăzi o să fac un scurt preview al telefonului Samsung Galaxy S5, ultimul intrat în familia Samsung Galaxy, care are un procesor quad-core la 2,5 GHz. Rezistent la praf și apă. Are un ecran de 5,1 inch, Full HD Super AMOLED. Camera de 16 pe spate, de 2 pe față, LTE 4G și tot felul de senzori și alte lucruri care fac un gadget destul de interesant. Telefonul l-am primit în teste de la Orange România prin programul Orange Smartphone Tester. Inițial am vrut să fac doar un unboxing, dar mi-am dat seama că nu prea am ce să vă arăt. Cutia este la fel ca la Galaxy S4. La fel, făcută din materiale reciclabile. Înăuntru găsim cablu de date, încărcător, la fel, care poate fi folosit cu cablu de date, și căști. Plus câteva protecții din acestea cauciucate pentru căști de rezervă. Ok. Telefonul în sine este acesta. Arată foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult spatele. Este din plastic, dar textura sa dă senzația că ar fi din piele. Are un grip foarte bun pe mână. E ușor de ținut în mână. Ce nu-mi place este că are camera puțin așa ieșită în afară. Ceea ce înseamnă că atunci când stă pe masă, nu o să stea pe spate cum trebuie și există șansa să, nu știu, poate să se lovească camera. În rest arată foarte bine, e ușor, e subțirel. Are senzor de temperatură, nu mai are, știu, unitate cum avea S4. Însă are pentru bătăile inimii aici. Și are senzor de amprentă aici. Ce înseamnă că poate fi deblocat cu amprenta foarte, foarte ușor. Cam atât. Îl folosesc de 2 zile. Am 4G pe el de la Orange. Merge foarte, foarte bine. Este, după părerea mea, printre primele Samsung Galaxy care se mișcă foarte bine, în sensul că interfața nu agață. Am avut astfel de probleme la Galaxy S4, unde interfața agăța un pic, chiar dacă are o configurație foarte, foarte bună și Galaxy S4. Ok, mai mult într-un review complet și ne vedem pe site.